Venit în Prahova în calitate de ministru al agriculturii, Daniel Constantin a trecut și pe la sediul partidului pe care îl conduce. Scopul a fost acela de a anunța candidatul filialei județene a Partidului Conservator pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc în primăvara acestui an. Al doilea motiv pentru care am venit în Prahova este și să transmit și să exprim satisfacția mea că un reprezentant al unui județ foarte important din punct de vedere economic al țării, coincidența face un reprezentant al Partidului Conservator, Laurențiu Rebega, va reprezenta lista Uniunii Social-Democrate pentru Parlamentul European. Este și președintele organizației Prahova. Am făcut această alegere pentru că este un practician în ceea ce înseamnă agricultura. Conservatorii vor candida pe listele Uniunii Social-Democrate, o alianță nou înființată tocmai pentru următorul scrutin. Laurențiu Rebega, actualmente vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, va beneficia de o poziție bună pe listă. Laurențiu Rebega m-a bucurat și astăzi și în trecut, atunci când am discutat cu autoritățile locale, faptul că activitatea dânsului este foarte bună și apreciată la nivelul județului. Eu sper să fie la fel de bună și la nivel european, pentru că nu numai județul are nevoie, și țara are nevoie, și Partidul Conservator are nevoie de un reprezentant bun la Bruxelles. Cât la sută are pe ție în acest moment? Câte voturi ne vor acorda cei care vor vota? Poziția 14. Pentru a putea candida la europarlamentare, Laurențiu Rebega trebuie să demisioneze din funcția de conducere din cadrul Consiliului Județean Prahova.